startul autorecenzării, începând de astăzi și până pe parcursul a două luni, până pe data de 15 mai 2022, se va realiza autorecenzarea. Autorecenzarea, în premieră pentru statistica românească ca metodă de colectare a datelor, presupune două aspecte distincte. Autorecenzarea online și autorecenzarea asistată, o vom numi noi autorecenzare ARA. Autorecenzarea online se poate realiza de pe orice dispozitiv electronic, fie el un telefon inteligent de tip smartphone, un laptop, tabletă sau tabletă. Autorecenzarea online asistată se realizează în spații special amenajate de către primării, fie pe tabletele recenzorilor ARA, fie pe tabletele proprii ale persoanelor care doresc să se autorecenzeze, cu sprijinul unui recenzor. Fiecare persoană, indiferent de cetățenie, cu reședința obișnuită în România, care trăiește pe teritoriul României pentru o perioadă de cel puțin 12 luni, se poate autorecenza parcurgând doi pași. Primul pas, persoana intră pe site-ul recensământului, accesează platforma de autorecenzare și completează formularul de preînregistrare pentru ea însăși și pentru toți membrii gospodăriei din care face parte. Pasul 2. Persoana care a făcut preînregistrarea și membrii gospodăriei preînregistrați în formularul de preînregistrare vor primi un link pe adresa de mail indicată la preînregistrare și fiecare link conducând la chestionarul individual de recensământ. La final, după completare, apasă butonul finalizare și chestionarul completat este transmis în baza de date a recensământului. Deci fiecare dintre noi avem în baza de date a recensământului un chestionar individual cu date deja populat cu date din surse administrative, corespunzător situației particulare în care ne regăsim la data, la momentul de referință, 1 decembrie, ora 0, din 1 decembrie 2021. Deci toate persoanele care se autorecenzează trebuie să completeze chestionarul în funcție de situația în care pe care a avut-o în data de, la momentul de referință, ora 0 din data de 1 decembrie 2021. Recensământul populației și al locuințelor runda 2021 se realizează odată la 10 ani în toate statele Uniunii Europene. Sunt state ale Uniunii Europene care deja au realizat recensământul, dar și anul 2021, da, aia se spune și runda 2021, este anul de referință. Fiecare stat și-a stabilit momentul de referință în cursul anului 2021, astfel încât datele, rezultatele recensământului să fie comparabile, să putem compara datele obținute în urma prelucrării recensământului din România cu celelalte celorlalte state membre al Uniunii Europene. Persoanele salariale care se autorecenzează prin intermediul internetului, fie autorecenzare online, fie autorecenzare asistată, au dreptul la o zi liberă plătită în scopul încurajării utilizării cu predilecție a acestei metode. La nivelul județului Dâmbovița, autorecenzarea asistată se va realiza de către 219 recenzori ARA, care vor sprijini persoanele cu abilități digitale reduse sau pe cele care nu dispun de un dispozitiv electronic.
pe site-ul recensământului a fost publicată lista cu locațiile și programul de lucru al punctelor de autorecenzare asistată. Deci dacă doriți să știți care sunt locațiile și programul de lucru, accesați site-ul recensământului. Participarea la recensământ și furnizarea de informații corecte și complete, fie prin metoda autorecenzării, cât și prin metoda interviului față în față cu un recenzor, sunt obligatorii. Recensământul 2021 este primul recensământ organizat integral digital, în format digital. Întregul proces de colectare a datelor se desfășoară cu asigurarea confidențialității și protecția tuturor informațiilor. Chestionarul, după cum vă spuneam, chestionarul este... Fiecare dintre noi avem deja în baza de date un chestionar completat cu date preluate din surse administrative. Acest lucru s-a întâmplat în prima etapă a recensământului, începând cu 1 martie până pe 1 februarie, 13 martie. Chestionarul este... A fost realizat astfel încât să-i fie ușor fiecărui cetățean să-l completeze, chiar dacă nu dispune de o, nu beneficiază de o instruire specială, așa cum beneficiază recenzorii. Este structurat pe două secțiuni, vorbesc de chestionarul pentru autorecenzare. Este structurat pe două secțiuni, secțiunea locuinței și secțiunea persoanei. Sigur că secțiunea locuinței va fi completată numai de o singură persoană, respectiv de persoana de referință, considerată și cap al gospodăriei, iar pentru toate cele, inclusiv pentru capul gospodăriei, cât și pentru celelalte persoane care fac parte din gospodărie, se va completa doar secțiunea pentru recenzarea persoanei. Secțiunea pentru recenzarea locuinței este structurată astfel. Conține informații privind gospodăriile și informații privind locuința.